Duelurile cu spada ne duc cu gândul la curtea regală franceză și la cei trei mușchetari al lui Alexandru Dumas. Însă, în prezent, mânuirea armelor albe, cum li se spune, este un sport practicat cu plăcere de mulți tineri de la noi, care s-au îndrăgostit de scrimă de la prima lor întâlnire. Shoot. They'll hear you. Din fericire, duelurile cu spada, sabia sau floreta au părăsit terenul adevărat de luptă și s-au transformat într-un sport frumos, scrima. La fel ca în șah, scrima este un joc al minții, doar că fizicul contează la fel de mult. Concentrația sportivilor este maximă, iar mișcările fulgerătoare. Îmbrăcați în costumele albe, cu mănuși, măști și multe fire, tinerii scrimeri parcă au luat cu asalt școala sportivă de scrimă din Chișinău, unde odată ce au ajuns, nu au mai plecat. Ca orice copil mi-a plăcut să iubi acțiunea asta între duelanți și am spus mamei mele, mama, aș vrea să practic scrimă și ea m-a dus aici într-o bună zi. Și n-ai mai plecat. Costumele scrimerilor conțin obligatoriu vesta electrică necesară atât pentru protecție, cât și pentru a fi sesizate loviturile care au fost marcate în timpul duelului. Scrimerii au conectate armele printr-un cablu la o priză care face conexiunea cu ecranul unde noi vedem marcajul luptei. Ăsta este cablul, el conectează floreta și firul și când îmi punct, trag o tușă, la panou arată cine a dat tușă și când. Tu ești cu floreta? Eu sunt tot timpul doar cu floreta. Ele se împart pe tipuri și floreta, sabie și spadă. Floreta este mult mai manevrată și trebuie cât mai repede și cât mai util să miști din ea. Cu spada este principal să-l atingi pe inamic și cu sabia este principal ca să nu-ți dai ție tușa. De unde aveți costumele? Costumele ne le dă Federația de Scrimă. Ele sunt extrem de importante pentru a ne apăra și ele nu simțim nimic când ne dau o tușă. Și floreta, restul, deci toate vin de la Federație? Nu, floreta și cablul le cumpărăm noi, dar echipamentul le dau la cei care intră în Naționala Moldovei, la anumite vârste. Scrima presupune multă luciditate, forță, viteză, dar și multă maestrie în mânuirea armelor albe. Cred că tu ai văzut multe filme cu mușchetarii, cred că toți de acolo s-au molipsit. На самом деле нет, я не очень люблю такие фильмы, но вот с тех пор, как я начал заниматься фехтованием, я этим начал увлекаться. Și acum, când urmărești astfel de filme, îți dai seama unde sunt mișcări reale și unde sunt trucate? Немножко это играют, да? Конечно, все наиграно на публику, и как бы со стороны, если смотреть, то это даже выглядит немножко смешно. Но для того, чтобы фильм получился интересный, они делают такие постановки. Și în film, vesta de protecție este ascunsă, dar la voi este la vedere. Но то, что показывают в фильмах, это больше как историческое фехтование, а у нас спортивное фехтование, которое отличается и по правилам, и по оружию. Как бы вот там в фильмах, допустим, используются мечи, которые весят по 3-4 килограмма, а у нас оружие намного более легкое и экипировка легкая. Dar la voi cât cântărește? Максимальный вес рапиры 0,5 килограмма. Dar costumul? На самом деле вес незначительный, там буквально, не знаю, может граммов 100, как обычная одежда. La școala de scrimă de la Chișinău se antrenează cu spor nu doar băieții fermecați de acest sport, dar și destule fete dornice să demonstreze că pot mânui armele albe cu tipăcie și se mișcă atât de grațios în costumele de scrimă. De cât timp practici scrima? Practic scrima 10 ani. Și îmi place foarte mult, deoarece este un sport activ, este un sport aristocratic, are perspective mare și
fiecare sportiv are dorință să fie campionul. Acum te întreb câți ani ai, dacă de 8 ani ești cu scrima. Am 21 de ani. Da, 20 ani. Anastasia, spune-mi ce este mai greu în acest sport. Самое трудное – это психологическое и физическое состояние иметь на одном уровне и совмещать это в себе и не поддаваться ни эмоциям, ни усталости, физическим нагрузкам. Вот. Иметь большое желание к победе – самое главное. Aveți lecții în fiecare zi? Тренировок много, тренировки почти каждый день, кроме субботы. Суббота у нас выходной. Вот, то есть тут важно определенное это желание. Вот, без желания никак, потому что и трудолюбие. Желание и трудолюбие. Это точно. Да, потому что это и время, и все, ну, которое очень важно. Sunt curioasă, ai privit multe filme istorice cu dueluri, de a îndrăgit scrima sau cum se explică dragostea ta pentru acest sport? Este foarte interesant când именно девушка выбирает такой вид спорта, как фехтование. Все всегда спрашивают: "О, ничего себе, вот почему ты такая хрупкая, маленькая? Почему именно такой вид спорта?" E destul de grea masca, sunt curioasă cam cât cântărește. Cântărește, cred că undeva un kilogram jumătate, 2 kg, până la 2 kg, undeva, aproximativ. Acum înțeleg de ce scrimerii au fața obosită sau transpirată când își scot masca. Da, dar nu numai masca, și vestă e foarte cald, mai ales în timpul verii, e foarte cald în vestă să te antrenezi în așa condiții, dar așa este. E o pregătire a scrimerilor acum să mergeți la anumite competiții în străinătate, pentru că știu că urmează să mergeți și în afara țării. Da, noi suntem acum într-o etapă de pregătire pentru campionatul european la seniori, care va avea loc în curând timp, și sperăm la rezultate bune. Ați selectat deja sportivii care vor merge în Polonia? Da, avem un floretist, o floretistă și cred că va pleca și un sabrier. Apropo de uneltele lor, deci majoritatea sunt cu florete, nu avem cu spadă, cu săbii? Da, scrima, în general scrima este o artă de a mânui 3 arme, florete, sabie și spadă. Un sportiv la noi se numește scrimier sau trăgător. Scrimierul care practică floretă, adică este numit floretist, sabie sabrer și spadă spadăsim. Așa. Sunt aici avem floretiști. Da, acum în special puteți vedea florete. Avem și sabie în Republica Moldova, doar că au antrenamente dimineața. Noi acum suntem la antrenament după masă, dar sabrerii se antrenează acum dimineața, se antrenează doar în prima oră. Și diferența, adică regulile sunt diferite după armele care sunt mânuite? Da, desigur. Puteți vedea la noi, la florete, o vestă specială, vestă electrică se numește, la care se marcază valabil. Se aprinde lampa colorată, adică roșie sau verde, și tușa este valabilă. Dacă se marchează nevalabil, se aprinde lampa albă. Și meciul sau duelul ține 3 minute. Da, durează 3 minute și se marchează până la 5 tușe. Sau până la 15 tușe. În dependență de meciul. Adică sunt meciuri, în prima rundă sunt meciuri până la 5 tușe, următoarea rundă se dă până la 15 tușe. Și câte grupe sau câți copii, elevi, sportivi, floretiști, scrimeri aveți la școală? Sunt mulți și am vrut să vă spun în special că scrima este, adică ca să practici scrima, este necesar să fii dezvoltat, să ai o dezvoltare bună fizică, să ai sistemul nervos bun, adică să fie dezvoltat și o capacitate de concentrare mare. De aceea, părerea mea, vârsta ideală de a face un pas către un sport, către o scrimă de performanță, este de 9-10 ani. Avem foarte mulți, anul acesta sunt foarte mulți copii doritori care au venit la noi și fac scrimă. Ce posibilitate are școala? Câți elevi poate să învețe? Noi avem antrenori care au o grupă câte și 15 copii și 18 copii, adică se selectează
clar că în fiecare an numărul sportivilor scade, dar se selectează doar cei mai buni. Adică rămân până la un nivel oricare cei mai buni sportivi care au performanță deja în scrimă. Apropo de performanță, spuneți-mi ce rezultate a obținut Republica Moldova în afara țării, să zic. Am avut campioni de altă tare decât națională? Da, am avut și campion european în trecut, campion european la Florete, la juniori. Am avut și premianți la cupe mondiale, adică nu premianți, finaliști la cupe mondiale la spadă. Și la diferite turnee internaționale, desigur, la fel am avut premianți. Anastasia este unica sportivă dintre floretiștii de la Chișinău care deja a simțit gustul competițiilor internaționale. Соревнования у нас, конечно, есть, их много, и чемпионаты республики, естественно, которые проходят здесь у нас, а также чемпионы Европы, мира, также, то есть уровень достаточно очень высокий. Urmează pentru tine o nouă competiție în Polonia? Будет чемпионат Европы среди взрослых, и я буду участником представлять Молдову. Vă doresc succes și să reveniți cu rezultate bune acasă. Большое желание и я думаю, у нас все получится. Succes! Спасибо!